La nivelul județului Hunedoara este interzisă arderea miriștilor, vegetației uscate și a resurilor vegetale, indiferent de forma de proprietate a terenului. Însă, în ciuda avertismentelor lansate de pompieri, hunedorenii continuă să-și igienizeze terenurile agricole, dându-le foc. Nici nu a trecut iarna, ca așa zi și gospodari au și dat foc uscăturilor, fără să se gândească la urmări. În acest weekend, aproape 250 de hectare de teren au fost afectate în urma incendiilor de vegetație uscată. Pompieri fiind nevoit să intervină pentru stingerea a 41 de incendii. În acest weekend, pompierii din cadrul subunităților Baru, Bretea Română, Hunedoara, Orăștie și Giurgiu au fost solicitați pentru lichidarea mai multor incendii care au cuprins vegetație uscată, litieră și pășune împădurită. Arderile necontrolate au fost înregistrate pe raza localităților Pui, Băiești, Sânt Petru, Boșorod, Costești și Bobâlna, iar suprafața totală afectată este de aproximativ 250 de hectare de teren. Nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea arderii miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 7.500 la 15.000 de lei pentru persoanele fizice și de la 50.000 la 100.000 de lei pentru persoanele juridice. Cu toate acestea, proprietarii de terenuri continuă să dea foc uscăturilor fără să se gândească la urmări, mai ales când bate vântul.